Bună dimineața, fraților! Ce faceți și cum sunteți? Astăzi avem doza de energie, nu ca ieri când am filmat vlogul și am fost salut, astăzi filmăm vlog nou. Astăzi filmăm vlog nou. Nu, fraților, astăzi este vorba de energie și de bunăstare, pentru că astăzi mergem și dăm drifturi cu Mustangul și cu un BMW nebun ursuleț de 700 de cai, care aparține lui Claudiu Adam, un campion de 17 ani la drifturi în România. O să ne dea și cozonacul de la patiseria lui, sau nu mai știu cum îi zice magazinul, nu știu dacă știu. O să lăsăm aici pagina lui și pagina de unde luați cozonaci foarte, foarte buni. Nu este o reclamă plătită, cozonacii sunt foarte buni și eu vreau să împărtășesc cu voi numai ce este bine și ce este bun, ca să fiți și voi fericiți și să fiu și eu fericit. Mai avem 33 de kilometri până la pista de drifturi, adică 36 de minute. Vrum vlog este în spatele nostru, îl pupăm și îl cinstim. Ne vedem direct acolo și vedem ce și cum se va întâmpla astăzi. Va fi un vlog foarte cinematic cu multe, multe, multe cadre șmechere în care dăm drifturi. O să vedeți efectiv prin ochii noștri cum se vede într-o mașină de drifturi, cum se vede pe din afară. Mirosul nu o să-l aveți de la anvelope, dar mă gândesc că cunoașteți și voi mirosul de anvelopă friptă. Bine, mă, fraților, hai da, nu mai pălăvrăgim și să purcedem spre drifturi. Fraților, stai și cu Claudiu Adam. Nu știu dacă mai are rost să-l prezint, pentru că mulți dintre voi îl știți deja și ce face el și cu ce se ocupă și cum dă în goarnă mașinilor. Avem acolo Robert Vișoiu, deci suntem full aici. Suntem înconjurați doar de profesioniști cu mașini, bla bla bla, nu știu. Eu sunt pe lângă în domeniul ăsta. Nici nu știu ce să explic, ce se întâmplă pe aici, ce o să facem, ce și cum. Claudiu m-a întrebat, bă, vrei să dau încet sau tare? Eu am zis cât de tare poți tu. Acum rămâne la atitudinea lui ce vrea să facă. Și unicul Daruș din urmă, vrum vlog. Cica baga la caraca ta. Nu știu câte ori avem la dispoziție, dar eu zic să ardem câteva cauciucuri și să le dăm în goarnă, nu? Trebuie să fie bine ca să nu fie rău. Exact. Uitați aici cum arată mașina. 700 de cai. 700 de cai. Vreau să vă prezint aici o minunată grilă cu o bandă LED și ciuvală pe Insta. Ciuvală pe Insta, Claudiu Adam. Bă, fraților, sunt foarte excited pentru că am văzut aici o șoferiță de 13 ani foarte experimentată, foarte, foarte profi. Vreau să o și cunoaștem. Mamă, deci cum se dă fata asta de 13 ani? Mai bine m-a dat peste cap. Bună, eu sunt Mădălin. Nu știu ce faci, dar incredibil. Incredibil. La 13 ani, alții doar stau și nu fac nimic. Ea la 13 ani o să devină campioană. Vă zic eu, vă bune. Sunt Sorin Ene. Așa. Fetița mea Alice Ene, 13 ani. Sunt pilot de drift. Am învățat și o școală de drift în România în urmă cu 8-9 ani de zile și am inițiat-o pe Alice în urmă cu un an jumate pe taina driftului. Este prima oară când ne aflăm aici pe circuitul ăsta. Ea face parte dintr-un program de antrenament. I-am stabilit un program foarte strict de antrenament. Era ca target această locație, până acum n-am putut să ajungem și din punctul meu de vedere să vă spun că decent, pot să spun. Decent? Referitor la mașină, este un BMW seria 3 E46. Mâță, următoarea. Da, seria 3 E46. A făcut primul piechis de ola, adică a mers aproape de perete. Un motor de supraalimentat de 440 de cai putere. 440. Și este o mașină specială. Și motorul 4-4. Nu, este o altă rețetă față de ce ești obișnuit. Haide, Claudiu, vine încoace. Hai, vine cu ăsta acolo, că știi că așa e frumos. Claudiu Adam, știți foarte bine. Așa, care își dorește primul battle cu Alice. Ei se cunosc, îți dai seama, ea l-a mirat de pe margine. Și o să fac acum primul battle. Schimbăm anvelopele, pregătim puțin. Păi tu ai 13 ani, tu ai 17, 4 ani ai la dispoziție să înveți, să asta am tot. Și spus acum, nici nu a venit bine și vrei să o și, știi, să pui presiune. Păi nu, este foarte bine. Uite, eu am învățat și v-am zis și în vlogul de ieri, cel mai prost de la masă dacă ești, să știi că ești acolo cu un motiv și o să înveți mult mai bine. Și o să fii, nu știu, ești cel mai bun eu, probabil. Înseamnă că nu ești în grupul corect. Sau dacă spui că ești cel mai bun, acolo e o problemă. Acolo e marea problemă. Bine, mă, fraților, hai să-i dăm drumul. Echipa Motorsport, cu siguranță să mai venim aici și probabil o să-mi vedem și noi. Poate intrăm în Mustang, dăm acolo două, trei gogoșele, că doar atât știm, atât am învățat. Asta este începutul, să știi. Gogoșelele alea sunt extrem de importante. Tot timpul, nu de ce. Vă mulțumim frumos, băieți. Doamne ajută și mulțumim frumos. Ce asta? Haide. Hai. Motherfucker, how? We'll be right back.
Aici nu se dă nimeni ca mine. Dar e gri pe jos. Nu se dă nimeni ca mine în parapeți. Deci pe bune chiar vrei să faci asta? Păi mi-a zis, bada, îmi dau Mustang-ul, uite, uite. Fii atent, fii atent ce zici, fii atent. Ia, ține, ia, ia. Fii atent, fii atent, pariu?
Pariu că zice ceva, pariu? 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 Ce, ce ai vrut să zici? N-am atins un pic. Așa, și mai? Acum hai cum stango. V-am zis! V-am zis, direct, v-am zis că zice asta, v-am zis că zice asta. Hai. Na bun, și mă duc pe jos după el, nu? Da. Place un stango. Chiar îmi place. E ca o mașină de 700 de cai, dar... Na, tot posibilități. Da, așa. Acum urmează ceva frumos. După cum se poate. Și după cum bine știți, dragi prieteni, părul meu a luat ora mașina de aur, dar nu pasă ce se vede. E de la circuitul ăsta. Da, da, da. Cască, transpirații, gata, palpitații. Hai, hai să facem ce trebuie. Hai, da, du-o. Da, du-o. Și unde vom uitați acolo? Da. Așteptați, drifturile drifturi, da, da. Cozonac cu cozonac de la cofetăria Claus. De la cretine să-i faci un unboxing. Așa, deci vă rog frumos să fiți atenți aici, ediție limitată de cozonac. Bă, v-am zis, deja de la începutul vlogului v-am zis că vreau să vă ofer ceva ce-mi place mie și să vă placă și vouă. Nu plătit, nu nimica, pur și simplu calitate. Aia zic, îl păpăm imediat. Mamă, lidă-mi tot ce trebuie să zic. E bun, credem. Fraților, cam atât a fost și cu acest vlog. Sper că v-a plăcut tot ce ați văzut aici. Așa ceva nu vezi în fiecare zi. Mulțumim foarte mult, Claudiu. O să ne mai dăm și așteptăm și mașinuța nouă. Are un proiect super tare. Și mulțumim frumos. Vrom, vrom vlog. Pentru că ai venit și tu astăzi cu noi. Adică oricum trebuia să vii. Da. Să ne distrăm. Bine, diseară mergem la karting. Cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram Adelin Șerban în Vrum Vrum Vlog. Claudiu Adam, pace și iubire. Cel mai fresh merch de pe shop.firegame.ro/Madelin. O știți, va. Vă pup, pa, pa. Dacă spui că mă iubești, de ce vii la casă pleci? Eu nu mă îngrop în dragoste, e mai ușor la 20.